Bun regăsit la Super Pariuri. Începem săptămâna un pic diferit față de cum am abordat Super Pariurile în cele două zile de weekend. Avem astăzi două meciuri din Superliga noastră și un meci din Premier League. E 2-1 pentru noi, așadar, măcar din acest punct de vedere. Și astăzi, ca și sâmbătă, ca și duminică, vă propunem câte un Super Pariu la fiecare din aceste partide. Începem cu Hermannstadt Voluntari. Meciul din Superliga noastră, primul meci al zilei din Superliga noastră, cu cei de la Hermannstadt favoriți, deși între cele două echipe e un singur punct diferență în favoarea oaspeților, însă în favoarea celor de la Voluntari. Doar că Hermannstadt n-are niciun eșec în acest sezon de Superliga, în vreme ce Voluntari are un eșec pe care noi l-am anticipat aici la Super Pariuri în meciul cu FC Botoșani. Bun, hai să vedem ce Super Pariu putem să găsim la această partidă. Vedem golurile marcate de Hermannstadt în acest sezon. Victorie în prima etapă, două rezultate de egalitate, însă gol. Goluri marcate, asta e important, gol sau goluri marcate în fiecare din aceste partide. Ok, pe asta mergem și noi. Pe gol marcat mai întâi de Hermannstadt va avea peste 0,5 goluri, adică va da gol. Adăugăm aici peste 2,5 cornere și peste 1,5 cartonașe pe o cotă de 2,45. E foarte, foarte echilibrat meciul dintre Botoșani și Farul și am tot spus asta, rar să văd, mai ales la noi, meciuri în care gazdele și oaspeții să aibă aceeași cotă la victorie. Se întâmplă acum Botoșani-Farul, așadar, sunt echipele cu câte 7 puncte cele mai multe înaintea etapei, totuși astăzi este luni, logic este să comentăm, să analizăm punctele de dinaintea etapei, când toate echipele au același număr de meciuri. 7 puncte pentru amândouă. Farul a bătut în sezonul trecut de 2 ori cu același rezultat, 2-0. Și aici ne îndreptăm către un super pariu și vedem imediat golurile marcate în cele 18 meciuri jucate în Superliga sau cum se numea la vremea respectivă campionatul nostru. În total 51 de goluri în 18 meciuri, e o medie foarte bună, mai ales pentru campionatul nostru, peste 3 goluri, aproape 3 goluri pe meci, pardon, 2,83. Ar trebui să ne așteptăm la asta și în meciul ăsta, să vedem goluri, așa că am descoperit un super pariu cu o cotă peste 2, că ne-am propus lucrul ăsta pentru acest weekend, să găsim super pariuri cu o cotă în general peste 2, peste 1,5 goluri în meci, peste 7,5 cornere în meci, cota aici este de 2,05. West Bromwich, Albion, Watford, e meciul din Anglia, am greșit eu ceva mai devreme când v-am spus de un meci de Premier League, meci din Championship, din Liga a doua, însă e foarte puternic această competiție, e una din competițiile puternice și cu bani, Championship, Liga a doua din Anglia, West Bromwich, Watford, așadar cu gazdele favorite, chiar dacă Watford e echipa de venită din Premier League, cum se spune, West Bromwich, Albion, WBA, cum îi spune englezii, n-a mai reușit să se apropie de prima scenă a fotbalului englez după retrogradarea din urmă cu câțiva ani. În sezonul trecut, echipa a terminat pe locul 10. Au plecat mulți jucători de la Watford, urmarea retrogradării normal să se întâmple asta. A plecat și antrenorul, experimentatul Roy Hodgson. Ok, a venit un antrenor, Rob Edwards, mai puțin experimentat, un galez, dar e logic să mergi pe ideea asta atunci când ești în Championship, lucrurile se schimbă din toate punctele de vedere. Bun, hai să vedem de la ce putem să ne ducem, către ce putem să ne ducem în această partidă. Ne ducem puțin către Emmanuel Dennis, unul dintre atacanții, care a avut meciuri bune în sezonul trecut de Premier League. A dat 10 goluri, ceea ce poate că vi se pare puțin. Da, 10 goluri la o echipă care a retrogradat, jucând în principiu împotriva echipelor mai bune, cam întotdeauna împotriva unor echipe mai bune.
Sunt niște statistici și asta e o statistică suficient de bună pentru el. A rămas la Watford și după retrogradare și încercăm un pariu aici, nu un super pariu. Deși putem să pot spune așa, încercăm un pariu super aici. Nu încercăm un super pariu, încercăm un pariu super. Ne ducem direct la marcator și țintim exact către Emmanuel Dennis. Înscrie oricând el în această partidă. Se premiază cu o cotă foarte bună de 3.20.